Bună ziua, dragile mele, și bine ați venit pe canalul meu! Iată că a venit rândul și acestui deliciu culinar. Este vorba de tort Napoleon Negru sau Napoleon de ciocolată cu vișine, care este preferatul familiei noastre. Pentru aluat vom avea nevoie de 150 ml de apă, 270 g de făină, 20 g de cacao, un praf de sare, o lingură de oțet și 300 g margarină de temperatura camerei. Margarina o puteți înlocui cu unt cu un procent mic de grăsime. Într-un vas vom amesteca apa cu sarea și oțetul, apoi treptat vom adăuga făina și praful de cacao. Vom frământa aluatul bine timp de 5-7 minute, apoi vom forma o cocă de aluat moale. Învelim coca de aluat în folie alimentară și o lăsăm pe masa de lucru să se odihnească 15 minute. Peste 15 minute putem deja întinde aluatul, deoarece el este foarte elastic, presurăm puțină făină pe masa de lucru și întindem coca noastră de aluat. După ce am întins aluatul, din cele 300 g de margarină, am luat 100 de grame și am întins-o pe întreaga suprafață a foii. Împăturim aluatul așa cum vă arăt eu vouă, după care îl punem la frigider timp de o oră, acoperit cu folie alimentară. Aceasta va fi prima împăturire. Acesta este aluatul după ce l-am scos din frigider. După ce îl scoatem din frigider, îl întindem în formă pătrată cu ajutorul unui cuptor și iarăși îl ungem cu 100 g de margarină. Împăturim aluatul, așa cum am făcut-o eu într-un plic, îl acoperim cu folie alimentară și îl dăm la rece iarăși timp de o oră. Aceasta va fi cea de-a doua împăturire. Peste o oră iarăși procedăm ca în primul și al doilea caz. Întindem aluatul bine în formă pătrată, apoi îl ungem cu cele 100 de grame de margarină și iarăși îl împăturim. Aceasta va fi a treia și ultima împăturire. Acoperim aluatul cu folie alimentară și îl dăm în frigider pentru o oră. Peste o oră putem deja forma foile. Întindem aluatul nostru în formă pătrată, îl presurăm cu puțină făină, apoi îl divizăm în patru. Punem fiecare parte pe hârtie de copt și așa cum este ea, o întindem puțin cucitorul pentru a forma o foiță puțin mai subțire. Marginile fiecărei foițe le tăiem și le vom folosi pentru a decora tortul nostru.
Coacem foițele noastre în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de 12-15 minute. Acestea sunt foițele care deja s-au copt. Marginile, după cum vedeți, le voi folosi pentru a decora tortul. Pregătim crema. Toate ingredientele le vedeți afișate pe ecran. Toate ingredientele le puteți vedea și sub acest video. Într-un vas vom amesteca gălbenușurile cu zahărul, 200 ml de lapte, făina, cacao și zahărul vanilat. Cealaltă cantitate de lapte o vom pune pe foc. După ce laptele începe să fiarbă, turnăm amestecând în continuu compoziția de gălbenușuri. Amestecăm în continuu crema pentru a evita cocolașele până începe să fiarbă și până ce se îngroașă. Adăugăm aici și ciocolata. Dacă crema a făcut cocolașe, o putem desigur salva mixând-o cu mixerul la viteză maximă. O acoperim cu folie alimentară și o lăsăm să se răcească nu în frigider, ci la loc răcoros, în cameră. După ce crema s-a răcit, în alt vaz batem untul 3-5 minute până ce se dublează în volum și devine alb. Incorporăm puțin câte puțin și crema, punem câte două linguri, apoi batem la viteză medie. Totodată nu o batem prea mult pentru ca crema să nu se taie. Aceasta este crema care mi-a ieșit, după care o punem în frigider la rece, timp de o oră sau în congelator pe 30 de minute. Următoarea etapă este să ungem tortul, însă înainte de aceasta eu am tăiat marginile foilor pentru ca tortul să iasă uniform. În interiorul tortului am folosit vișine în suc propriu. Eu cred că este cea mai perfectă combinație. Marginile le-am fărămițat și le-am folosit pentru a decora tortul cu ele. Pentru ca tortul nostru să fie moale, la tăiere, îl dăm în frigider pe o noapte. Vedeți cât de moale este la tăiere. Combinația dintre ciocolată și vișine este una perfectă, un gust impecabil și deosebit. Sunt sigură că va deveni preferatul dumneavoastră. Dacă v-a plăcut această rețetă, mi-ar face o mare plăcere să vă abonați la canalul meu, să puneți un like sau să distribuiți rețeta. Pentru alte rețete culinare, puteți accesa blogul nostru culinar www.bunica.md. Pe curând!